Pe o porțiune de circa 100 de metri din drumul județean 507 nu mai există nicio porțiune de asfalt întreg. Gropile sunt atât de dese și de adânci încât șoferii trebuie să dea dovadă de multă îndemânare, dar mai ales răbdare pentru a ajunge cu mașinile neavariate la destinație. Drumul județean 507, care leagă Vama Giurgiu de localitatea Oinacu, se află în administrarea Consiliului Județean, după cum arată chiar indicatoarele, numai că astuparea gropilor nu a reprezentat o prioritate. Nu până acum, pentru că dacă este să ne luăm după declarația conducerii Direcției Județene de Transport, în speța a directorului Ion Mateescu, drumul a fost deja decopertat, urmând să fie turnat asfalt în locurile deja pregătite. Realitatea de la fața locului este aceea că o parte din gropi au fost decopertate și lăsate așa, adică mult mai adânci decât erau înainte. Cât despre asfaltare, nici nu poate fi vorba. De fapt, asfaltarea va consta în plombe, care cu siguranță vor ceda sub greutatea miilor de tiruri și mașini. Pentru Consiliul Județean Giurgiu, porțiunea de drum de la intrarea în Vama Giurgiu, care arată ca după bombardament, a devenit dintr-o dată o prioritate după ce timp de 4 ani nu s-a făcut nimic. Degeaba se va interveni acum în prag de campanie dacă nu vorbim despre o lucrare serioasă cu termen de garanție, în loc de plombe provizorii măcinate la prima ploaie.